Ultima ediție din acest an școlar a conferințelor liceului Lucian Blaga l-a avut ca invitat pe actorul Șerban Borda. Originar din Reghin, în vârstă de 40 de ani, Șerban a fost elev al liceului și a revenit cu mare drag în mediul în care și-a trăit adolescența. Aflat față în față cu noua generație de elevi, actorul a vorbit despre meseria sa, despre pasiuni și oportunități în viață. Nu pot să vă dau un sfat, pentru că fiecare știe bucătăria interioară și fiecare știe ce-l macină și ce-i place. Și probabil că pasiunile astea de multe ori nu-s destăinuite. Din cauza mediului. Da? Adică, nu știu, poate unuia chiar îi place să cioplească lemnul. Dar e rușină să spună, bă, uite, mie îmi place să... Nu știu, sau... Poate îi place să... Știu eu, să colecționeze diferite lucruri și poate că e rușină să spună lucrul ăsta. Noi eram destul de neștiutori, neavând ce aveți voi acum și foarte important, internetul important de mână. Adică voi aveți acum o grămadă de informații la îndemână, la un clic distanță. Noi nu aveam posibilitatea asta și lumea noastră era mult mai mică și închisă. Lumea pentru voi acum e deschisă. Șerban Borda locuiește în Oradea, acolo unde este actor la Teatrul Regina Maria și coordonatorul proiectului Teatrul de Copii. După școala absolvită la Reghin, a studiat la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. De numele său se leagă numeroase proiecte culturale derulate în mai multe regiuni ale țării. Recent a fost unul dintre participanții la show-ul de televiziune Românii au talent, unde a reușit să impresioneze juriul cu numărul său.